Florinel Puștu este alături de dumneavoastră și alături de această petrecere, Revelionul Lăutarilor, unde cred că Sorinel Puștu este nelipsit de la petrecerile acestea, pentru că este un solist extraordinar de bun și ne cunoaștem de ani și ani de zile. Îi spun un sincer la mulți ani, îți doresc multă sănătate și multă fericire. Și eu vouă la fel vă doresc tot binele din lume, sănătate, dragoste și bani mulți. În primul rând vreau să vă spun că, așa cum am mai spus-o mai devreme unor prieteni de-ai mei, dacă există sănătate și comunicare, indiferent de nivelul de trai, o să trăiești într-un loc unde nu există frecvență la telefon. Dacă ai o persoană care te înțelege și comunici bine, trăiești fericit până la infinit viață. Asta e părerea mea și rămân la ideea asta. Ce să vă spun, sunt în această seară prezent aici, am văzut foarte mulți colegi care pe parcursul anului trecut sau anilor nu ne-am intersectat, cum se spune, nu ne-am găsit cum foarte mulți dintre ei. Faptul că sunt atât de mulți, mă simt atât de bine și am încercat să convinc și soția să înțeleagă în anii trecuți că asta e meseria mea și că seara de Revelion, dacă am o ofertă foarte bună, trebuie să merg să cânt. Am combinat uneori și plăcutul cu utilul, am luat-o și cu mine, adică. Dar de 17 ani de când suntem împreună, 7 revelioane le-am făcut împreună, 10 singuri. Uneori mi-au dat lacrimile că nu eram acasă la atunci când, la 12 noaptea, cum se spune, pe 1 ianuarie. Dar am încercat să convinc că s-au făcut măricei și copiii, pentru că ei își doreau tot la fel și m-au înțeles. Și acum bine a făcut cei ce s-au gândit să organizeze acest revelion al Lăutarilor. După atâta alergătură, să merită să ne vedem și noi toți artiștii odată, cineva nou să ne cânte. Dacă eu fac atmosferă bună, înseamnă că știu să mă distrez și bine, dansez și bine. Corect, așa este, dansez number one. Trebuie să recunoaștem, ca tine nu dansează nimeni. Și m-am gândit să fac o școală de asta de dansuri, dar am zis că când o slăbi puțin cu muzica mai ușor, când o las eu mai ușor cu muzica, atunci m-am apuc și de o școală. Păi, Sorinel, eu oricum vreau să deschid o școală de dans. Hai să facem împreună, ce zici? Tu vorbești serios? Vorbesc serios. Deci eu vreau pentru copiii micuți de la 3 ani, de la vârsta de 3 ani, pentru că și eu tot de atunci am început să dansez. Păi dacă dau anunțul ăsta eu cu tine, îți dai seama cât copii puși de aia mici când merg la petreceri și văd că fac din numeri ca mine, caut să încep să mă imite, să... Îți dai seama ce o să avem mai multe solicitări ca anunțile o să am. Și ce dacă o să fie bine? E foarte bun, să știi. Păi de ce nu? Adică în treaba asta investim foarte mult suflet, nu ne costă bani. Adevărat, așa e. Suflet și ceea ce facem noi, ce ne place nouă, că ne place nouă. Și cu siguranță vom avea satisfacții. Sorinel, ai scos foarte, foarte multe piese noi, superbe. Vreau să-ți spun că ești idolul în primul rând al fratelui meu, vreau să spun. Și vreau să... Mai ales pentru Mainele TV. Pentru mai ales că anul acesta, 2013, tu vei fi invitat și vei face o emisiune întreagă la noi, la emisiunea la Talent Show. Să rămână, îți mulțumesc foarte mult din tot sufletul meu, dar nu uita ideea ce am zis, ce ai spus și tu. Să facem ceva, ca noi să facem o școală de dans. Cum ar fi? Fii atent, când o să vii la emisiune o să vorbim și despre treaba asta și Neacalo o să ne facă o reclamă mic, pentru... Așa, un club până ce ne extindem. Păi trebuie să facem. Uite, Calo o să ne ajute, ne promite că o să ne ajute. O să ne facă... Ne susții. Deci este o idee extraordinar de bună. Eu îți spun că o să fie... Faci reclamă la treaba asta ce vom face noi. Bine. O să ai o cotă aparte pentru ceea ce facem noi. Sorinel, știi câte telefoane o să primesc? Vezi, filmat. Știi câte telefoane o să primesc acum? Pentru Doamne școala ajută, asta de dans? Doamne ajută. Și ce faci? Poftim? Ce faci? Te ții de treabă sau nu? Facem sau nu? Ți-am spus, fac, îmi place. Și tot timpul dacă ceva am făcut, de exemplu muzica, dacă am făcut-o din tot sufletul că îmi place, dă-ți seama că la 5-6 anișori, 7 anișori, când eu cântam, niciodată nu mă gândeam că din melodiile care le fredonam sau în viitor cu muzica am să fac bani, o să-mi întrețin familia și tot așa. Nu, am făcut-o din... Mă gândesc că cei care o fac mai mari ca au zis că să câștigă din muzică, aia o fac cu... De jumătate, cu interes un pic. Da, eu am făcut-o că mi-a plăcut. Din plăcere. Și cu parcurs, vin și satisfac. Așa și cu dansul. Dacă voi face, o fac pentru că îmi place. Din plăcere.
Așa este. Și cu siguranță vom avea și satisfacții sufletești și formă și financiare, de ce nu? Corect. Sorinel, îți doresc un sincer la mulți ani și multă, multă sănătate. Și eu la fel, vă doresc tot binele din lume, vă doresc sărbători fericite, viață reușită și căsnicii reușite și dorințe împlinite. Vă pup mult, 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 dulce, dulce. De aici, din inima mea. Mua.